Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă te-ai născută la 13 aprilie, ești ambițioasă, activă și disciplinată. Ai aptitudini organizatorice excepționale și nu ți este teamă de muncă grea. Ești un lider născut îți place să-ți asumi responsabilitatea, îți stabilești un standard înalt atât pentru tine cât și pentru subordonații tăi și ești indignat atunci când alții își trădează slujba. Ești bucuroasă să te angajezi în proiecte pe termen lung, dacă le vei găsi interesante și dacă te vei angaja, le duci până la sfârșit. Încercând să-ți rezolvi conflictele cu lumea exterioară prin muncă grea, ești adesea forțată să acționezi ca pionier, făcându-ți drumul în sălbăticea societății, dar în același timp cauți un loc unde să te odihnești, unde poți să te relaxezi. Personalitate puternică și autosuficientă, ești capabilă să lucrezi singură și muncată de-a lungul anilor poate să nu primească recunoaștere publică. În cele din urmă, dacă reușești, reușești să-i faci pe alții să aprecieze nu doar semnificația ideilor tale radicale, ci și să le accepte necondiționat. În caz de eșec, vei suferi dureros de un sentiment de demnitate defavorizată, dar totuși continui să urmezi cursul luat, indiferent de opinia publică. Semnul tău zodiacal aparține constelației berbecului. Berbecul este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități, neînfricată, deschisă, energică. Guvernatorul tău astral este Marte. Planeta Marte este responsabilă pentru viața activă, precum și pentru neglijență. Această planetă este favorabilă pentru lucrătorii din domeniul sănătății, funcționari, profesori, artiști. Planeta ta în exil este Venus. Lui Venus îi poți mulțumi pentru claritatea și lipsa de har. Ești o fire activă, ambițioasă, ești un muncitor excelent, nu te tem de sarcini. Ești un organizator disciplinat și bun. Ești un conducător prin natura ta, ceri multe de la tine și de la alții și nu tolerezi lenea altcuiva. Nu renunți niciodată la jumătatea drumului, iar proiectele pe termen lung nu te sperie deloc. Având o voință puternică, ești capabilă să aperi ideile neconvenționale pe care le-ai prezentat și să repui pe deplin în aplicare. Dacă prietenii și familia exprimă dintr-o dată nemulțumirea excesivă față de comportamentul tău ciudat sau excentric, atunci alege una dintre cele două opțiuni posibile, fie să reacționezi negativ la inimă, să cazi în depresie profundă, fie să intri pe calea luptei pentru recunoaștere. Dacă suferi de boli cronice, este posibil să-ți alegi o profesie într-un fel sau altul legată de medicină, poți deveni medic, Asistentă medicală, consilier psihologic sau asistent social, natura ta este determinată de la naștere, nu ești înclinată să renunți, ci să lupți până la capătul amar, având atitudini și abilități neconvenționale, îți protejezi cu atenție intimitatea de ochii celor curioși, nevoia ta de izolare și de singurătate este uneori patologică, destul de ciudat tu nu obiectezi deloc să stai în casa unuia sau mai multor însoțitori, dar în același timp să te asiguri că legile stricte care protejează dreptul tău la intimitate nu sunt niciodată încălcate, deoarece stilul tău comportament și obiceiurile tale sunt extraordinare, aceste lucruri dă naștere la o mulțime de burfe și interpretare greșită. Aceste zvonuri provoacă uneori o reacție dureroasă din partea ta, deoarece ești extrem de sensibilă la opiniile altora. Ai hobby-uri originale. Dacă nu aparți mediului boem, atunci te poți dovedi a fi colecționar de antichități și diverse lucruri curioase, variind de la căpocele de sticlă până la mânerele ușilor din alamă, care mai târziu, apropo, se pot dovedi rarități. În inima ta, idealistă, Totuși îți evaluează destul de realist șansele de reușită în afacerile financiare și, dacă alegi această cale, obții întotdeauna rezultate strălucitoare, te distingi față de alți nativi din Berbec având astfel de calități, întreprindere, activitate, spontaneitate, ești mereu în mișcare, făcând mii de lucruri în același timp, fiind o iubitoare de libertate. Tu apreciezi independența și aprecierea membrilor sexului opus. Cum afectează data de 13 aprilie soartata? Ai o personalitate emoțională, deseori predispusă la exagerarea realității. Orice experiențe, atât pozitive cât și negative, le trește în totalitate. De aceea, dacă te bucuri, ești sinceră ca și copiii, dar dacă tristețea te copleșește, aceasta duce la situații apropiate de depresie. Ambiția și activitatea îți permit să fii un lider excelent. Ești capabilă să organizezi perfect munca unei echipe mari și să nu te temi de munca grea. Pentru acțiunile proprii și ale echipei, ești obișnuită să răspunzi individual. Fiind foarte harnică, nu accept să se retragă niciun angajată din echipa ta. Și orice afacere începută este mereu adusă la o concluzie logică. Conflictele de personalitate nerezolvate le tratez cu ajutorul forței de muncă, fizică și mentală. Scufundarea în muncă pentru o lungă perioadă de timp te distrage de la ceea ce se întâmplă. Lucrul de una singură nu este o problemă pentru tine. Pe drumul către obiectivul tău, depășești orice obstacole și depui toate eforturile. Rezultatul unei astfel de activități dure este, de obicei, acceptarea publică. Dacă, Dintr-un anumit motiv, nu ai atras atenția asupra muncii tale, vine o detașare totală de realitate și o închidere în sine. Aceste lucruri nu înseamnă în niciun caz alegerea unei existențe singuratice, din potrivă, ești un minunat partener de familie. Confidențialitatea constă în încercarea de a-ți ascunde familia de ochii curioși și, dacă este posibil, de a-i proteja de toate pericolele posibile. Uneori aceste lucruri se dezvoltă într-o idee obsesivă și îi privesc pe cei dragi de libertate de acțiune. Scopul în viață îți permite să obții nu numai recunoașterea talentului tău, ci și transformarea ideilor creative într-un mod de câștig, dragoste și compatibilitate. În abordarea relațiilor romantice, ești mult mai atentă decât majoritatea berbecilor. Intimitatea este importantă pentru tine dar cariera ta este la fel de importantă, astfel încât dragostea poate avea un loc în spate și ambițiile tale se dovedesc a fi în primul rând. Perspective favorabile pentru o relație sănătoasă și pe termen lung ai cu gemenii care sunt și inovatorii neobosiți. Un sagetator luminos și impulsiv este partenerul ideal pentru tine. Ai multe în comun cu vărsătorul independent? dar va trebui să te aștepți la cea mai înaltă trădare din partea lui. Una dintre cele mai reușite alianțe o poți o forma cu un antagonist din pești, care îți va ceda cu bucurie conducerea, încântându-te cu misterul și disidența sa, dar aici ar trebui să-ți calmezi căldura pentru a nu-l ofensa pe partenerul tău. Romanul cu un reprezentant al berbecului este posibil, dar aici poți primi o palmă, ducând de la separare deoarece bărbatul berbec nu este gata să fie condus pentru o lungă perioadă de timp. Cele mai insuficiente unii matrimoniale ale tale sunt formate cu reprezentant practicei semnelor pământului, capricorn, taur și balanța, care par a fi atât de plictisitori pentru tine încât vei renunța singurică, dar siculeu, deoarece în lupta pentru conducere apar doar contradicții. Totul este însă posibil. Neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră, tu încerci să-ți rezolvi toate problemele și conflictele, mergând de la muncă, poți fi pionier în domeniul tău și inventator al cărui destin în societate este destul de dificil, să încerci să dovedești importanța propriilor activități, foarte rar poți renunța la ceea ce este interesant pentru tine sub presiunea publică. Îți aperi cu disperare credințele și ideile, chiar și în conflictele cu cei dragi. Singura alternativă pentru tine este negarea de sine și depresia. Cel mai adesea, te lupți pentru recunoaștere până la sfârșit. Poți alege medicina ca domeniu de activitate, luptând pentru sănătate, tu îi ajuți pe alții să o facă. Poți face o profesie din colecționarea de diverse obiecte, de la cele mai nesemnificative, până la antichități sănătate și boli. Biciul pentru tine este critica și eșecul. Tu trebuie să înveți să percepi filozofic informații negative pentru a-ți păstra sistemul nervos. În caz contrar, riști să câștigi atâtă dureri de cap, cât și tulburări nervoase. Merită să acorzi atenție proprietăților vindecătoare ale somnului, deoarece, după ce ai dormit, percepi ceea ce ai experimentat în ziua dinainte, nu atât de sever. Nu trebuie să percepi somnul ca o scăpare de realitate și de probleme, dar există un astfel de risc, în special în contextul depresiei existente. De asemenea, este foarte important să ai o rutină de fier zilnică, care să nu lase loc pentru a experimenta și a savura gânduri triste. Prin natura ta, ești înzestrată cu o putere fizică mare și o sănătate bună. Tu trebuie doar să susții baza genetică cu care ai fost înzestrată. Dependența de alcool devine distrugătoare. Singura modalitate de a depăși astfel de dificultăți este de a alege programul optim de viață. Ești de altfel născută ca un atlet natural, ca sport pentru exercițiile de zi cu zi, poți opta pentru not, aerobic, plimbări lungi, la mâncare, nu uita de regularitatea consumului și de moderare. Destinul și norocul, te-ai născut cu o natură pasională și sensibilă, viața ta este plină de contradicții, te caracterizezi prin acțiuni ciudate, lipsă de tact și maniere abrupte, care te vor împiedica foarte mult în viață. Nevoia constantă de dragoste va complica viața ta și, pe această bază, sunt posibile gânduri de sinucidere, ești înzestrată cu o mare energie mentală, rapidă și activă dacă îți vei îndruma abilitățile pentru totdeauna și le vei folosi în mod corect, îți vei putea schimba viața și vei deveni fericită. Sfaturi pentru tine Tu poți trăi ca un pustnic izolat. Secretul vieții tale private este sacru pentru tine. Încearcă să fii mai socială, nu te interioriza. Privește lumea și prin prisma celorlalți. Fii darnică și învață să accepti și tu generozitatea. Uneori mândria îți va pune piedici în calea reușitei. Învață să faci față dezamăgirilor și să nu iei critic altcuiva aproape de sufletul tău, astfel încât să-ți salvezi starea emoțională și mentală. În caz contrar, ele pot aduce la disconfort psihologic și chiar fizic. Chiar dacă nu obții imediat totul în ordine, nu există perfecțiune pe calea succesului. Apreciază critica celor din jurul tău nu ca o scuză pentru a te opri și a renunța la tot, ci ca o experiență neprețuită, datorită căreia poți ajunge la un nivel complet nou de pricepere. Ar trebui să te uiți mai atentă la libertatea celor dragi, încercând să îi protejezi, îi privezi de cel mai important lucru, independența. Doar învață să fii aproape de ei în momentele potrivite, și acest lucru va fi de ajuns. Ce cadouri ți se potrivesc? Ești ca un copil care se bucură de orice dar. Pentru tine, nu este nimic mai ofensator decât să fii uitat să-ți dăruiască ceva de ziua ta. Dar dacă ceva chiar nesemnificativ este ambalat luminos și vesel, atunci deliciul care te cuprinde va fi asemănător cu o ploaie veselă de vară. Simplul gest al darului va fi acceptat cu plăcere și, în plus, nu vei pleca fără să aduci mulțumiri care pot te depăși darul primit cu un ordin de mărime a prețului. A primi un cadou servește ca un buton de pornire pentru atenția reciprocă. Totuși, preferi un dar pe care îl poți încerca imediat sau îl poți folosi ori de câte ori este posibil, astfel încât să-ți reamintească de cel care ți l-a dăruit. De aceea, darurile comestibile sunt ca niște felicitări care nu pot fi atinse. Ceva comestibil poate servi ca o sudură pentru darul principal. De asemenea, florile nu provoacă reacții speciale pentru tine. Conform experienței tale, florile trăiesc prea puțin, iar tu atragi deja toate lucrurile vii. Atâta timp cât lucrul poate fi folosit, acela este în viață, dar, potrivit concepției tale, nu poți folosi florile. Un avertisment. Nu accepti daruri de la oameni care nu-ți plac. Iubești tehnologia, în special noua tehnologie digitală. Desigur, aceasta îți va aduce bucurie într-un telefon nou, o cameră foto de înaltă calitate. Dacă situația financiară permite un automobil, atunci să fie roșu, în caz contrar, vei invidia în continuare proprietarii de autoturisme roșii strălucitoare. Pentru tine este mai bun un dar ieftin? util în timp, deoarece te poți simți ofensată de un dar scump și inutil. Poți fi dispusă să accepti un set de teflon, mai degrabă decât un laptop chic. Îmbrăcămintea sport poate constitui un cadou bun pentru tine. Ești atât de inteligentă încât sportul nu este perceput ca un hobby, ci ca o componentă obligatorie, consolidând sănătatea. Pentru gospodinele modeste toate felurile de vase, precum și o mașină de cusut, un aspirator nou. Dar dacă cineva ar dori să îți ofere bijuterii, în acest caz, este mai bine să ți ofere șansa de a alege independent. Cercei cumpărați cu câteva zile înainte de vacanță vor fi de neuitat pentru tine. Vei primi cu plăcere seturi originale de bijuterii, seturi de manicură și tot felul de brățeri sau decorațiuni interioare. Acest este un portret general pentru tine te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.